În pragul sărbătorilor pascale, vă invit pe voi, dragi prieteni, să vă întoarceți în spațiul vostru interior, să vă aduceți toată atenția spre voi și să vă dați voie să fiți. Să fiți liniștea care dintotdeauna s-a ascuns în interiorul vostru, fiind umbrită doar de zgomotul minții agitate, de gândurile pline de îngrijorare și de scenariile negative. Să simțiți din nou încrederea în propriile forțe, încrederea în capacitatea de a renaște, de a te vindeca dacă ai nevoie de vindecare, de a te transforma dacă ai nevoie de transformare, și de a-ți crea o nouă cale, dacă simți că este momentul unor noi alegeri. Această sărbătoare a luminii nu are poate aceeași semnificație pentru fiecare dintre noi, deoarece este trăită diferit de fiecare în parte. Este o sărbătoare a sufletului, cu o încărcătură spirituală aparte, însă, dincolo de simbolismul ei, este un prilej de a ne reaminti de umanul și divinul care se află deopotrivă în noi, de puterea noastră de a crea, de capacitatea noastră de a renaște, ori de câte ori simțim acest lucru, de capacitatea noastră de transformare. Vă doresc zile însorite și liniștite și sărbători pascale trăite în bucurie și dragoste. Cu drag, Marian.